O om, de Traian Dorz. O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci prin lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre iad sau rai pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduci, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea, de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, cuvântul scris e un leac sau e o travă? Tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă un drum deschis, înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inimi rodul său, de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta în urma ta nu piere, e calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiești o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita. Cum ți-o trăiești, vei câștiga, ori fericirea în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O om, ce mari răspunderi ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, tu nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate, neîndoit, odată vei da seamă. Amin.